În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aceasta să fie cu voi. Hristos a fost dat la moarte ca să-i adune la oaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite, preasfințiile voastre, Dibe, Her, Diacon, dragi și iubiți credincioși, în această seară, celebrând jertfa Sfintei Liturghii, ne pregătim să întâmpinăm, începând cu Duminica Florilor, Săptămâna Sfântă, cea mai mare, cea mai scumpă, săptămâna mântuirii noastre, întâlnindu-L pe Iisus, Cel care s-a dăruit pentru noi și se dăruiește necontenit. Acum, când celebrăm jertfa Sfintei Liturghii, reînnoim întreaga sa iubire, patima, moartea și învierea sa. Îl urmăm pe El, Cel care este Mântuitorul nostru. Vrem să-i vedem în această seară și fața sa plină de iubire, de jertfă, acoperită cu sânge, atunci când va fi descoperit această comoară, Giulgiu din Torino, ce a ajuns aici la noi, imediat după celebrarea Sfintei Liturghii. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, întâlnirea noastră cu Iisus, Mântuitorul nostru, ne dispunem acum cu toții, cerând iertare pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Marie, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Ne-am ales și o împărăție regească, fă te rugăm ca să voim și să reușim a împlini ceea ce ne poruncești, pentru că am poporul chemat la viața veșnică, una să fie credința inimilor și pietatea faptelor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
face din ei un singur neam. Lectură din cartea profetului Ezechiel. Așa zice Domnul Dumnezeu, iată, îi voi lua pe fiii lui Israel dintre neamurile unde au mers, îi voi aduna din împrejurimi și îi voi face să vină în pământul lor. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. Un singur rege va fi rege pentru toți. Nu vor mai fi două neamuri și nu vor mai fi împărțiți în două regate. Nu se vor mai întina cu idolii lor, cu zeii lor și cu toate nelegiuirile lor. Îi voi salva din toate locurile lor unde au păcătuit și îi voi purifica. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Slujitorul meu, David, va fi rege peste ei și va fi un singur păstor pentru ei toți. Vor umbla în judecățile mele, vor păzi hotărârile mele și le vor împlini. Vor locui în țara pe care am dat-o slujitorului meu, Iacob, în care au locuit părinții voștri. Și vor locui în ea ei și fiii lor și fiii fiilor pentru totdeauna. Iar David, slujitorul meu, va fi căpetenia lor pentru totdeauna. Voi încheia cu ei o alianță de pace, o alianță veșnică va fi cu ei. Îi voi stabili și îi voi înmulți și voi pune sanctuarul meu în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi alături de ei. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Și vor cunoaște neamurile că eu sunt Domnul care îl sfințește pe Israel, când sanctuarul meu va fi în mijlocul lor pentru totdeauna. Cuvântul Domnului. Domnul ne poartă de grijă, căci El este păstorul nostru. Domnul ne poartă de grijă, căci El este păstorul nostru. Ascultați, neamuri, cuvântul Domnului. Faceți-l cunoscut în insulele îndepărtate și spuneți, Cel care l-a împrăștiat pe Israel îl adună și îl păzește ca păstorul turma sa. Domnul ne poartă de grijă, căci El este păstor. Căci Domnul l-a eliberat pe Iacob, l-a răscumpărat din mâna unuia mai puternic decât el. Ei vor veni și vor cânta de bucurie pe înălțimile Sionului, vor alerga spre bunătatea Domnului. Atunci fecioara se va veseli la joc și tinerii și bătrânii împreună. Voi schimba jalea lor în veselie, îi voi mângâia și voi umple de bucurie în durerea lor.
voi toate răutățile voastre, spune Domnul, și înnoiți-vă inima și Duhul. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ceea ce făcuse el, au crezut în el. Dar unii dintre ei au mers la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Așadar, arhierei și farisei, adunând sinedriul, au spus: ce să facem, pentru că acest om face multe semne? Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Vor veni romanii, ne vor lua pe noi și vor distruge și sanctuarul nostru și neamul. Unul dintre ei, Caiafa, care era marele preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic, nici nu înțelegeți că este mai bine pentru voi ca să moară un singur om pentru popor și să nu piară întregul neam. Însă nu a spus aceasta de la sine, ci fiind mare preot în anul acela, a profețit că Iisus trebuia să moară pentru popor. Și nu numai pentru popor, ci și pentru a-i aduna la oaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. De aceea au hotărât să-l ucidă. De aceea Iisus nu mai umbla în public printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ținut aproape de pustiu, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu discipolii. Era aproape Paștele iudeilor și mulți din provincie au urcat la Ierusalim înainte de Paște ca să se purifice. Le căutau pe Iisus și spuneau unii către alții, în timp ce stăteau în templu: ce credeți? Oare să nu vină la sărbătoare? Cuvântul Domnului! Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die hohen Priester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten: was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiaphas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihnen: ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war
sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu versammeln. Von diesem Tage an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das Pascha-Fest der Juden war nahe und viele zogen schon vor dem Pascha-Fest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden, was meint ihr? Er wird wohl kaum zum Fest kommen. Die hohen Priester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festnehmen zu können, angeordnet, wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Păstrăm un moment de reculegere. După ascultarea acestor lecturi care ne apropie de Iisus, Iisus cel care vine să se dăruiască. Fraților prea iubiți, să ne rugăm acum lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Fiu, care a venit în lume, care se dăruiește, care alege să moară pentru ca noi să avem viață, care voiește ca toți oamenii să se întoarcă și să se bucure în fața Părintelui Ceresc. Doamne Iisuse Hristoase, calea, adevărul și viața, sfințește biserica Ta în aceste zile de har și pregătește-o pentru a sărbători cum se cuvinte Sfintele Paști. Te rugăm, ascultă-ne! Atrage inimile noastre prin harul Tău la rugăciune și pocăință. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor credincioșilor care s-au îndepărtat de Tine harul întoarcerii pe calea binelui printr-o spovadă bună. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-i la credință pe toți cei care au început să cunoască învățătura Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Aprinde în noi iubire adevărată față de prieteni și dușmani. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor ce au murit cu speranța învierii, harul să se împărtășească de viața Ta dumnezeiască în glorie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, nu privi la păcatele noastre, ci la jertfa de iubire și ispășire a Fiului Tău. Ai milă de noi și ne iartă, prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, te rugăm, Doamne, jertfa postului nostru, ca să ne purifice, să ne facă vrednici de harul Tău și să ne conducă la viața veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat, vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acum sunt aproape zilele pătimirii sale aducătoare de mântuire și ale învierii sale glorioase, în care trufia celui rău este înfrântă și se împlinește taina răscumpărării noastre. Pentru aceasta puterile îngerești adoră maestatea ta, bucurându-se în veci de vederea feței tale. De aceea, Doamne, îngăduie să fim primiți în a te preamări cu corele de îngeri, zicând fără încetare. Sanctus, adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, că ele se devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumim, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învretnicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnaște porunca Mântuitorului și povățuiște învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care înviețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi,
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Dumnezeule, noi implorăm stăruitor maestatea ta, ca hrănindu-ne cu trupul și sângele preasfânt al Fiului tău, să ne faci părtași de firea dumnezeiască, prin Hristos Domnul nostru. Lăudați să fie Iisus Hristos! Veci, veci. Ziua de 12 aprilie 2014 cred că va rămâne importantă în istoria catedralei noastre, deoarece catedrala azi primește un dar, un cadou deosebit, o podoabă deosebită. Cunoașterea lui Iisus Hristos, Cel înviat din morți, o cunoaștem prin diferit, și prin Evanghelie, dar și prin diferite locuri și lucruri pe care le posedă Biserica. Unul din aceste mari valori, una din aceste mari valori este și Giulgiul de la Torino, despre care noi vorbim în fiecare zi de Paști, atunci când vorbim despre pânzele albe, pânzele găsite în mormântul Domnului. Giulgiul de la Torino, pe care l-am primit în cadou, în copie, este tocmai, sau amintește tocmai de această pânză de la mormânt. Datorită inițiativei unui binefăcător, Părintele Diacon Joachim Huneche și soția sa Brigitte Huneche, a sosit la noi în urmă câteva luni acest giulgiu pe care îl vom vedea imediat. În seara aceasta îl inaugurăm și în același timp este și un mulțumesc pe care îl spunem acestor binefăcători. Acum urmează sau procedăm la dezvelirea și inaugurarea acestui giulgiu. Preasfințitul Aurel Percă și cu donatorul, Părinte Diacon Joachim Huneche, vor dezveli acest giulgiu, iar Preasfințitul Petru Gherghel va proceda imediat la rugăciunea de binecuvântare, ca apoi să devină obiect de cult în catedrala noastră. Iar Părintele Adrian Blăjuță va aduce în fața giulgiului aici o imagine a lui Iisus, pe care specialiștii au refăcut-o conform datelor de pe giulgiu. Iar apoi va urma explicația despre acest giulgiu, care are o istorie și mai ales o importanță deosebită. Donatorul, Părinte Diacon Joachim Huneche, ne va vorbi în câteva minute despre acest giulgiu, iar Părinte Lucian Farcaș ne va traduce și nouă. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Fraților prea iubiți, bucuria noastră este îndreptățită, deoarece acum, la începutul săptămânii mari, avem ocazia de a-L binecuvânta pe Dumnezeu, binecuvântând această imagine care ne amintește de moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos și pe care o expunem pentru a fi venerată de toți credincioșii. Această imagine ne amintește de chinurile îndurate de Iisus, chipul vizibil al Dumnezeului nevăzut,
de prețul plătit pentru mântuirea noastră, ne mărește Evlavia față de rănile sfinte ale Mântuitorului. Cinstind așadar această imagine a Sfântului Giulgiu, să ne ridicăm ochii spre Hristos, care împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt domnește în veci de veci. Amin. Te binecuvântăm, Părinte bun și iubitor, față de toți oamenii care l-ai trimis pe cuvântul tău în lume pentru ca luând trup din neprihănita Fecioară Maria să ne fie mântuitor și frate întâi născut, asemenea nouă în toate afară de păcat. În Hristos ne-ai dăruit cel mai înalt model de sfințenie. Biserica, privind și contemplând chipul său, îl adoră ca pe Dumnezeu atotputernic. În Iisus, biserica vede chipul bunătății tale, iar ascultând cuvintele vieții se umple de înțelepciunea ta. Privindu-l împurpurat de sângele sfânt, biserica cinstește acest scump sânge prin care este curățată, bucurându-se totodată de învierea lui Hristos. Te rugăm așadar cu umilință, Doamne, să binecuvântezi această imagine sacră a Giulgiului Domnului și toți care o vor cinsti să fie umpluți de harul și binecuvântarea ta. Fiul tău, Părinte, să le fie calea pe care să meargă la tine, adevărul ce luminează inimile, viața din care se hrănesc și trăiesc și poarta prin care să fie primiți în nou Ierusalim, prin Hristos Domnul nostru.
Am văzut giulgiul sfânt, relicva cea mai splendidă a patimii și învierii. Avea să afirme fericitul papă Ioan Paul al II-lea, în 1980. Giulgiul nu este numai o relicvă, ci o icoană ce reprezintă suferința și moartea lui Hristos, un mister care conduce ochii noștri spre Hristos. Giulgiul e de ajutor spre a înțelege mai bine misterul iubirii Fiului lui Dumnezeu pentru noi. Avea să concludă același Sfânt Părinte, fericitul Ioan Paul al II-lea, după ce a văzut această comoară. O vedem și noi. L-ascultăm acum pe cel care a adus această comoară, diaconul Ioachim. L-ascultăm câteva momente prezentându-ne această istorie legată de giulgiu care a ajuns la noi. Liebe Brüder und Schwestern. Dragi frați și surori. Es ist für mich ein bewegender Augenblick, auf etwas zu verzichten, was meinem Glauben eine große Hilfe war. Este pentru mine un moment mișcător să pot renunța la ceva timp pentru a descoperi profunzimea frumuseții credinței. Aber wenn man etwas herschenkt, dann macht es viel mehr Menschen Freude als nur einem selber. Dar atunci când ne întâlnim între noi, este mai multă bucurie atunci când o trăim împreună decât dacă o trăim de unul singur. Ich glaube, dass es die Stimme Gottes war, die mir gesagt hat, gib es her, andere brauchen es mehr als du. Cred că a fost vocea lui Dumnezeu care mi-a sugerat, este posibil ca alții să aibă nevoie mai mult de ceva decât îți este ție de folos. Nun, dieses Tuch, eine Kopie, nicht das Original, ist das Original, ist das am meisten untersuchte Textil der ganzen Welt. Această pânză, desigur că nu este originalul de la Torino, dar, între altele, este pânza cea mai cercetată, cea mai studiată din întreaga lume. Wissenschaftler aller Richtungen, vom Mediziner über den Biologen, den Chirurgen, den Kardiologen, bis zum Kriminologen, zum Geologen und Chemiker, sie alle haben in der ganzen Welt dieses Tuch untersucht. Oameni de știință din toate domeniile, începând cu chimia, cu biologia, cu medicina, nu le mai înșir pe toate, până și criminologia, au studiat această pânză. Auf Wunsch des Heiligen Vaters waren an den Untersuchungen in aller Welt auch Experten, Wissenschaftler anderer Konfessionen und anderer Religionen beteiligt, das heißt also auch Atheisten. La dorința Sfântului Părinte, în echipa care a cercetat acest giulgiu, au fost invitați experți, specialiști și din partea altor confesiuni, a altor religii și chiar au fost oameni care nu cred în Dumnezeu, atei. Warum in 50 bis 100 Jahren ein solcher Aufwand. De ce o astfel de exigență într-o perioadă de 50 până la 100 de ani? Die Antwort ist einfach. Răspunsul este simplu. Es ist 2000 Jahre alt, das weiß man. Răspunsul este simplu. Se știe că este vechi de 2000 de ani.
Es stammt aus Jerusalem, das weiß man auch. Se știe că provine de la Ierusalim. Und es enthält deutliche Hinweise auf die Passion und die Auferstehung Jesu von Nazareth. Și conține indicii clare referitoare la suferința și la învierea lui Isus. Diese Kopie habe ich von Vatikan autorisiert erhalten vor 20 Jahren. Această copie am primit-o autorizată din partea Vaticanului acum 20 de ani. Ich bin einer von vielleicht 30 oder 50 Besitzern einer solchen Kopie in ganz Europa. Eu sunt unul dintre poate 30 până la 50 de persoane care posedă o astfel de copie din întreaga Europa. Ihre Diözese kann sich also glücklich schätzen, eine von diesen kostbaren Kopien zu besitzen. Dieceza dumneavoastră se poate considera mândră să aibă în posesie una dintre aceste copii. Ich habe mir von dem Fotografen Aldo Guareschi in Turin in seinem Studio die Prozedur der technischen Entwicklung dieses komplizierten Textils und Fotos erklären lassen, aber das wird hier zu weit führen. Am avut posibilitatea să ascult toate explicațiile la Torino din partea fotografului expert Alfredo Guareschi. Dar ne oprim aici cu asta. Natürlich gibt es bei einem so bekannten und berühmten Textil auch Kritiker und nicht nur Fans und Freunde und Verehrer des Turiner Grabtuches. Este de la sine înțeles că în fața unei astfel de pânze există pe lângă cei care o prețuiesc, o cinstesc și voci și păreri critice sau care au propriul dubiu, propria îndoială. Die Kritik fängt spätestens in der Renaissance, also vor circa 500 Jahren an. Critica la adresa Giurgiului a început în perioada Renașterii, cam acum 500 de ani. Aber wir wollen nicht auf die Kritiker eingehen, nur einen Satz möchte ich zu Ihnen sagen. Nu vrem să ne oprim la problema criticii, vreau să vă spun doar o propoziție. Keiner der Kritiker hat es bisher geschafft, eine Reproduktion von so etwas wissenschaftlich auf dem gleichen Niveau mit den gleichen Phänomenen herzustellen. Până acum, dintre toți criticii, nu a reușit nimeni să reproducă o copie cu aceleași detalii științifice, așa cum este copia pe care o aveți în față. Ich möchte jetzt in drei kurzen Punkten mit Ihnen das Wichtigste besprechen. În trei puncte scurte vreau să discutăm împreună ceva despre Giulgiu. Wie kam diese Turiner Grabtuchkopie nach Iași? Cum a ajuns această copie a Giulgiului de la Torino la Iași? Es ist ganz einfach, vor einigen Jahren waren meine Frau und ich in einer Priesterfamilie der orthodoxen Kirche hier in Iași eingeladen und wir haben in der Zeit an einem Kongress im katholischen Priesterseminar teilgenommen. Este foarte simplu, cu ceva ani în urmă, iar am fost aici invitat, eu și soția mea, de către familia unui preot ortodox și am luat parte la un simpozion în seminarul teologic. Während dieses Seminars begegnete ich zum ersten Mal ihrem Bischof und ich bin glücklich, heute sein Gast zu sein. În timpul acestui simpozion l-am întâlnit pentru prima dată pe episcopul dumneavoastră și mă bucur că astăzi am posibilitatea să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Aus persönlichen Gründen sah ich und sehe ich mich gezwungen, diese Grabtuchkopie in gute Hände zu geben. Din motive personale am avut această decizie să ofer acest Giulgiu în mâini, să încredințez în mâini bune. Und mir fiel ein,
warum nicht dieses ökumenische Zeugnis des Grabtuchs von Turin in Form einer Kopie in Jasch abzugeben, weil die Lebendigkeit dieser Gemeinde hier und der schöne, die gute Situation der Diözese mich beeindruckt haben. Am fost inspirat să mă gândesc la faptul că ce ar fi sau n-ar fi bine ca această pânză prețioasă, într-un spirit ecumenic, să fie dată mai departe, să fie încredințată undeva unde este atâta vitalitate a bisericii, vitalitate din mai multe puncte de vedere. Gleichzeitig war es mir ein Anliegen, dass die Kontakte von unserer katholischen Seite aus zu unseren orthodoxen Brüdern und Schwestern hier in direkter Nachbarschaft ein idealer Anknüpfungspunkt sein können. În același timp a fost dorința mea ca cu această ocazie și cu acest dar legăturile, contactele de natură ecumenică între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, chiar aici, în imediata vecinătate, să găsească mai departe puncte comune de legătură în sfera credinței. Und zwei christliche Bischöfe verschiedener Konfessionen als Nachbarn, das war für mich die ideale Adresse für diese Grabtuchkopie. Adresa convingătoare pentru mine, cea mai potrivită pentru această copie a Giugiului, a fost faptul că aici sunt doi episcopi creștini de confesiuni diferite care locuiesc așa de aproape. Ich habe es auch Ihrem Bischof sehr ans Herz gelegt, sowohl schriftlich als auch mündlich, und ich sage es Ihnen auch, es sollte zu einem Austausch dieses Tuches kommen, wenn es die orthodoxe Kathedrale wünscht, dass sie es auch benutzen kann. I-am vorbit la inimă Preasfințitului, dacă se vor ivi posibilitățile, va fi această deschidere, aceeași copie a Giulgiului de la Torino să poată fi expusă și aici, în Catedrală, în Mitropolia vecină. Ein zweiter Punkt, wie ist das Grabtuch von Jerusalem nach Turin gekommen? Wir gehen also zurück in der Geschichte. Al doilea punct, cum de a ajuns Giulgiul de la Ierusalim la Torino, deci câteva aspecte istorice. Nach der Himmelfahrt Jesu wissen wir von dem Grabtuch von Turin nichts, aber es deutet vieles darauf hin, dass die Gegenstände, die nach seiner Auferstehung im Grab gefunden wurden, auch quasi als erste wichtige Erinnerungsstücke, quasi als Reliquien betrachtet wurden. Nu știm exact ce s-a întâmplat după înălțarea lui Iisus la cer, dar suntem convinși că acele lucruri, acele obiecte care au fost găsite în mormânt, au fost prețuite ca niște obiecte, simboluri de plăcută amintire și semne ale credinței. Dieses Grabtuch und die kleineren Tücher aus dem Grab vor der Zerstörung durch die Römer zu retten, das war im Jahr 70, die Eroberung durch die Römer, hat man dieses Tuch wahrscheinlich bald nach Edessa Urfa in der heutigen Osttürkei gebracht. Pentru a salva acest giulgiu, precum și alte lucruri, pânze care se aflau în mormântul lui Iisus, de pericolul de a fi distruse de prezența armatei romane în anul 70, au fost toate duse la Edessa. Dort blieb es einige Zeit, es wurde fast vergessen, aber der byzantinische Kaiser ließ es um 600 herum nach Byzanz einholen in einer prächtigen Prozession. Ceva vreme, Giulgiul a fost aproape uitat, dar pe la 1600, împăratul timpului a dispus ca să fie totul dus mai departe la Bizanț. In Byzanz wurde es in der kaiserlichen Hofkirche aufgehoben, deponiert und im Rahmen der liturgischen Abläufe des Jahres auch präsentiert und verehrt. Acolo, în biserica
de la curtea împăratului, Giulgiul era expus și era cinstit de către credincioși în cadrul liturgic. Als im Rahmen des Kreuz des vierten oder zweiten Kreuzzugs 1203-4 die westlichen Kreuzritter, wie man sagt, Konstantinopel eroberten, hat wohl einer der Adligen aus Westeuropa diese Reliquie an sich genommen. Ceva mai târziu, în perioada cruciadelor, cam pe la 1203-1204, cruciații, unul dintre cruciați, un nobil, a luat această pomoară, Giulgiul, și l-a adus către Europa. Er war ein französischer Adliger und stand dem französischen König sehr nahe. Era un nobil francez și era foarte apropiat de regele francez, Franței. Und der französische König hat ihm erlaubt, es in seinem Adelssitz südlich, südöstlich von Paris aufzuheben und zu verehren. Regele i-a permis acestui nobil să păstreze Giulgiul în propria reședință nobiliară și la fel să expună pentru cinstirea Giulgiului. Ungefähr 350 Jahre, also im 16. Jahrhundert, kam es durch Erbnachfolge an die Savoyarden, das Adelsgeschlecht im östlichen Frankreich, in die heutige Schweiz nach Chambéry. Cam ceva mai târziu, în secolul al XVI-lea, Giulgiul a ajuns în partea de est-sud a Franței, în Elveția de astăzi, familia, nu știu dacă este Savoia, așa am sună mie acum. Von dort kam es, im 17. Jahrhundert zu einem Brand in der Kirche, in der Schlosskirche. În secolul al XVII-lea a fost un incendiu în biserica de la Castel, unde era Giulgiu. Und wir sehen hier 2 4 6 8 mal 2 16 große Löcher, die provisorisch mit Stoff nachher geflickt und stabilisiert worden sind, damit das Tuch nicht auseinanderfällt. Observați aici în față că sunt câteva puncte ceva mai deschise la culoare. Sunt găurile făcute în urma incendiului, unde s-a completat cu pânză pentru ca Giulgiul să nu se destrame. Die Familie der Savoyarden, des Hauses Savoyen, ein sehr mächtiges Geschlecht, siedelte in dem Lauf der nächsten 150 Jahre nach Turin über. Această familie foarte bogată, după 150 de ani, s-a mutat din zona unde locuiau în Franța, s-a mutat la Torino. Und dort ist es bis heute in der Domkirche. De atunci Giulgiul se află în catedrala de la Torino. Es gab vor einigen Jahren spektakulär in den Medien auch wiederum einen Brand und dieses Tuch wäre beinahe wirklich verbrannt, wenn nicht ein mutiger Feuerwehrmann es aus dem Feuer herausgeholt hätte. Mijloacele de comunicare, de informare, au scos în evidență faptul că ar fi fost un incendiu foarte puternic și dacă un pompier nu ar fi intervenit, probabil Giulgiu ar fi ars complet. Vor ungefähr 17 Jahren hat das Haupt der Familie der Savoia in Turin dieses Grabtuch, Umberto heißt er, dieses Grabtuch dem Papst geschenkt zum ewigen Besitz. Cu 17 ani în urmă, un membru al familiei de Savoia, Umberto, i-a încredințat, i-a făcut cadou Giulgiul Sfântului Părinte pentru păstrare veșnică. Meine Frau und ich, wir waren dreimal dort und haben stundenlang in der Schlange warten müssen, bis wir dann endlich für eine Minute das Original sehen konnten. Eu și soția mea am fost de mai multe ori acolo, am stat ore întregi
la rând pentru a avea posibilitatea de a privi originalul Giulgiul un minut. Alles was ich bis dahin gelesen hatte, war vergessen. Ich stand davor und fand keine Worte. Tot ce am citit până în acel moment, am uitat pur și simplu, stăteam în fața Giulgiului fără cuvinte. Ich möchte in einem dritten letzten Punkt ganz kurz einige wichtige wesentliche sichtbare Spuren einer menschlichen Person hier erklären. În ultimul punct, al treilea, vreau să vă explic câteva aspecte esențiale ale acestui Giulgiu. Ich habe selbst während dreier Kongresse über dieses Grabtuch von Turin in Italien hören müssen, dass selbst die Wissenschaftler keinerlei Details entdeckt haben, die den Passionsberichten der Evangelien widersprechen. Am fost la trei congrese în Italia, unde oamenii de știință nu au găsit pe acest Giulgiu, pe această pânză, argumente care să contrazică ceea ce ne spun evangheliile despre suferința lui Iisus. Wir haben es hier mit einem langen Leinentuch zu tun, das von feinster Webart ist und wahrscheinlich aus einer der beiden Luxuswebereien im alten römischen Reich stammt, entweder aus Antiochia im heutigen Südosttürkei oder aus Alexandria in Ägypten. Avem de-a face aici cu o pânză de in, de o valoare extraordinară, care era o raritate, o comoară în acea perioadă, e posibil să fi provenit din Antiohia, astăzi în Turcia. Dieses Tuch muss ein kleines Vermögen gekostet haben, weil es sich nur die Reichsten leisten konnten, aber wir wissen ja aus den Evangelien, in der Passion, dass Josef von Arimathea ein Sympathisant Jesu im Synedrium war. Această pânză de in a costat o avere și nu-și putea permite nimeni așa ceva dacă nu deținea o astfel de avere, dar noi știm că pentru așa ceva era pregătit, interesat și Iosif din Arimatea. Wenn man genauer hinschaut und sich Zeit nimmt, das muss man, dann sieht man, dass hier eine Figur abgebildet ist mit ihrem Kopf, den Haaren, dem Gesicht, dem Bart, Nase, Augen, Mund, mit der Brust, den Armen hier unten, dem Oberkörper, hier die überkreuzten Arme und die beiden Beine. Dacă cineva are timp și are nevoie de timp, se apropie și privește cu răbdare, va vedea mai întâi chipul unui om cu ochii, cu nasul, cu buzele, apoi cu partea pieptului, mai jos mâinile pe piept, încrucișate și practic este chipul clar al unui om. Die andere Hälfte zeigt dieselbe Person von hinten. Man sieht es fast etwas deutlicher. Cealaltă parte, a doua jumătate a pânzei, arată aceeași persoană, dar cu elementele spatelui. Besonders deutlich sieht man die Wunden hier auf dem Rücken, und zwar in einer oberen, also hier rechten, und in einer linken Partie, jeweils immer im rechten Winkel zueinander. Ich werde es gleich erklären. În mod deosebit se văd semnele rănilor. Este vorba tot pe partea din spate, sunt de la umeri în jos, omoplați. Das Problem, sich vorzustellen, wie die Person in dem Tuch, in das Tuch eingewickelt war, ist kompliziert, weil alles seitenverkehrt war. Hier ist alles seitenverkehrt. Es ist ein Tuch, das so hergelegt wurde, dann kam der Leichnam drauf und der Rest des Tuches wurde drüber gelegt, bis unter die Füße, drunter. Este greu de explicat faptul că cumva semnele sunt pe dos. Probabil că a fost așezat mai întâi
Giulgiu, pânza, a fost așezat corpul neînsuflețit și apoi din partea cealaltă a fost trasă pânza peste corp, peste cap, până la picioare. Man sieht auch hier auf dem Brustkorb und wenn man das Original genau studiert, hier ist es nicht ganz so gut reproduziert, auch an den Armen Blutspuren, hier am an den Unterarmen sehr deutlich. În dreptul pieptului se vede nu foarte clar, totuși se poate vedea pe Giulgiul original se vede și mai bine cum sunt mâinile pline de sânge. Man sieht auch Blutspuren an den beiden Füßen, sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite. Se văd urmele rănilor, urmele sângelui și la nivelul picioarelor, genunchilor, atât pânza care a fost sub corp, cât și partea care a fost deasupra corpului. Man sieht die Nagelung auch an der oberen Hand, die untere Hand wird von der oberen verdeckt. Da, se văd inclusiv la mâini locul unde au fost bătute cuile. Und etwas heikles, ich sage es trotzdem, dieser Leichnam war nackt beerdigt worden und die Hände liegen über Kreuz genau auf der neuralgischen Stelle des Körpers. Da, e ceva delicat de spus, dar eu tot vă zic, trupul neînsuflețit, cadavrul, a fost așezat gol complet și mâinile coboară până în partea de mijloc. Das hat für uns zur Konsequenz, wenn es denn wirklich das Grabtuch Jesu war, und ich persönlich bin davon überzeugt nach 30 Jahren, dann kann man sich nicht vorstellen, dass Gott sich so weit erniedrigt, dass er sich sogar den Augen seiner nächsten Freunde und seiner Verwandten ohne jede Kleidung zeigt. Pentru mine este o convingere, este un argument personal. De 30 de ani mă ocup de această temă. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a fost așezat în această pânză complet gol, este un punct extraordinar de înjosire a lui Dumnezeu. Dumnezeu care El s-a înjosit pe sine. Wo gibt es einen Gott, der sich so erniedrigt aus Liebe zu den Menschen? Unde există un Dumnezeu care să se înjosească atât de mult din iubire față de oameni? Ich habe eben die Spuren der Geißelung angesprochen. Sie sind auf dem Rücken und auf dem Oberkörper, in den Oberarmen und an den Oberschenkeln zu sehen. Sunt aici urmele biciuirii. Ele se văd cele mai bine de la umeri, pe spate, în față, pe mâini și până la coapse. Man hat sie gezählt und es dürften ungefähr 240 Geißelungswunden sein, einzelne. Au fost numărate și au fost găsite 240 de semne ale biciului. Das entspricht exakt der römischen Justiz bei einer Verurteilung zum Tod, die Geißelung dann anzuhalten, zu stoppen, bevor der Delinquent unter der Geißel stirbt. Er muss ja noch ans Kreuz. Aici este o prevedere a dreptului roman. Trebuie să înceteze biciuirea înainte ca condamnatul, delinquentul, să moară. El trebuie să mai aibă forța ca să se târâie până la locul unde avea să fie răstignit. Diese Wunden sind entstanden in der Form, dass zwei Soldaten links und rechts von Jesus oder von dem Mann des Grabtuches gestanden sind und jeweils der eine auf der anderen und der eine auf der einen und der andere auf der anderen Seite zugeschlagen haben, und zwar vorn und hinten. Und die Geißel war ein Lederstab mit Lederriemen, drei Lederriemen, und an jedem Riemen waren zwei eiserne Kugeln mit Widerhaken. Cu siguranță că
așa arată forma rănilor, Iisus stătea între doi care îl biciuiau. Unul îl loveau pe spate, altul în față. Biciuirea avea loc în felul acesta, era o bucată de lemn cu fire de piele, iar la capătul firului de fier erau câte două cârlige de metal care atunci când loveau trăgeau carnea. Und es war die größte Freude dieser Soldaten, die Delinquenten möglichst zu quälen, ohne dass sie sterben. Era marea bucurie a soldaților să-i biciuiască, să-i chinuie, să-l chinuie pe condamnat cât mai mult, fără ca să moară. Ein weiteres Zeugnis für meiner Ansicht nach Tatsache, dass das originale Grabbuch Jesu ist, sind die Blutspuren hier an der Stirn und hinten am Kopf. Un alt argument pentru mine personal, că este vorba de Giulgiu lui Iisus, sunt urmele de sânge, rănile, de la frunte și de la cap, partea din spate. Es gibt hier ein fotografisches negativ, das ist das positiv. Das ist noch eine eigene Geschichte, das war eine Revolution der Entdeckung dieses Grabtuchs. Wir sehen hier im negativ die Blutspuren deutlicher als auf dem positiv. Aici în imaginea din față avem negativul imaginii, unde urmele de sânge se văd mai bine decât în original. Dieses Foto negativ, das vor ungefähr 120 Jahren entstanden ist durch eine nächtliche spektakuläre Aktion, zeigt dieses Gesicht des Toten in unglaublich plastischer, dreidimensionaler Weise. Această imagine, care datează de aproximativ 120 de ani, arată fața unui om, cum ar fi astăzi tehnica tridimensională, 3D sau... Man sieht auch, dass Jesus geschlagen worden ist, denn er fragt ja den Söldner, warum schlägst du mich, habe ich etwas Falsches gesagt? Se vede clar că fața a fost lovită, noi știm că în timpul arestului, pătimirii, Iisus a fost lovit peste obraz și a întrebat, de ce mă lovești? Dovedește că am greșit. Wir sehen hier das gebrochene Nasenbein und die geschwollene Backe. Se vede destul de clar aici cum este nasul rupt. Und der Mund ist auch leicht angeschwollen, weil auch er einen Schlag abbekommen hat. Și gura, buzele, se vede că au fost lovite, se vede după poziția de acolo. Alles deutet also darauf hin, dass der Mensch, der in diesem Tuch gelegen ist, eine Dornenkrone oder eine Dornenhaube getragen hat. Tot ceea ce avem aici de față constituie un indiciu pentru faptul că acest om care a fost înfășurat cu Giulgiul a purtat și o coroană de spini. Winzige Reste von dieser Dornenkrone sind unter dem Elektronenmikroskop gefunden worden und man weiß sogar, welche Sorte von Dornenpflanze hier verwendet worden ist. Câteva mici bucăți din această coroană au fost supuse tehnicii moderne de analiză și se punea întrebarea din ce proveneau acești spini, ce fel de... Man sieht leider von der Wunde hier nichts, sie ist genau an dieser Stelle, beziehungsweise, ja, an dieser Stelle, beziehungsweise an der, verbrannt. O rană importantă, este vorba de rana din coasta lui Iisus, din păcate nu se vede, pentru că probabil la incendiu a ars și acum este pânza aceea care s-a adăugat. Aber es gibt hier am Rand noch einige Blut- und Wasserreste, die ganz eindeutig aus der offenen Seite stammen. Dar aici, lângă
bucata aceea de pânză, se văd clar niște urme de sânge cu apă și cu toată probabilitatea este ceea ce a ieșit din coasta lui Iisus în urma rănii cu sulița. Also wir haben die Misshandlung während des Prozesses durch den Soldaten, den Schlag ins Gesicht. Avem umilirea lui Iisus în timpul procesului, atunci când a fost lovit de către soldat peste față. Wir haben den Nachweis, dass eine Dornenhaube getragen hat. Avem dovada că el a purtat o coroană de spini. Wir haben den Nachweis, dass gegeißelt worden ist. Avem dovada că el a fost biciuit. Wir haben auch den Nachweis, dass genagelt worden ist an ein Kreuz. Avem și dovada că el a fost răstignit cu cuie pe cruce. Ein kleiner, aber ganz wichtiger Aspekt noch, den man hier nicht sieht. Im Original hat man bei den letzten beiden großen Untersuchungen durch mikrobiologische Analysen herausgefunden, was ich eben schon angedeutet habe. Ceea ce nu se poate vedea aici pe această copie, dar pe original, mai recent, în urma a două studii științifice, au ieșit la iveală două lucruri pe care deja eu le-am amintit. Es sind viele kleine Pollen von Pflanzen gefunden worden, die nur in und Jerusalem herum wachsen. Sunt niște resturi polen de plante care nu se găsesc decât în Ierusalim sau în jurul Ierusalimului. Es sind auch Pollen gefunden worden auf dem Tuch, die in der Gegend von Edessa und Konstantinopel wachsen. La fel sunt aceste urme de plante care nu se găsesc decât în zona Edessa și Constantinopol. Und ebenso hat man feine Untersuchungen von Staub- und Dreckpartikelchen gemacht, die man im Gewebe gefunden hat. La fel s-au făcut studii, cercetări asupra prafului, a resturilor care se găsesc în acest dulciu. Und das gerade in der Gegend hier leider wieder verbrannt, der Knie. Aceste semne ale prafului se găsesc, din păcate, sunt în zona genunchiului, a picioarelor, la genunchi, unde, din păcate, au fost și arsurile acelea de la incendiu. Und dieser Staub und Dreck, es ist nur sehr wenig, aber es reicht, um sicher zu sein, stammt auch nach geologischen Analysen exakt aus Jerusalem. În urma cercetărilor științifice s-a dovedit că acest praf, acest glot, provine numai din zona Ierusalimului. Wir wissen, dass Jesus auf seinem Kreuzweg wahrscheinlich mindestens einmal gestürzt ist. Noi știm că Iisus, pe drumul crucii spre răstignire, a căzut, cel puțin o dată a căzut. Jetzt ein letztes noch zu dem dritten Punkt. Dieses Tuch im Grab war nicht länger als drei Tage mit dem Leichnam in Kontakt. Un ultim aspect de la punctul al treilea și ultimul, acest giulgiu, această pânză, nu a stat în mormânt împreună cu corpul neînsuflețit mai mult de trei zile. Im damaligen jüdischen Kulturbereich war es ausgesprochen heikel, eine Leiche im Zustand der Verwesung zu berühren. În perioada aceea era imposibil ca un corp neînsuflețit să fie lăsat să intre în putrezire. Da, wo ist er? Întrebarea, unde e acum? Man kann daraus die Konsequenz ziehen, dass der Abdruck dieses ganzen Vorderkörpers und der Rückseite inklusive des Gesichtes, hier auch auf dem Negativ zu sehen, wahrscheinlich nicht nur durch die Körperwärme und den Schweiß entstanden ist,
bei der Ablagerung der Lage des Leichnams im Grab. Se poate considera că amprenta care s-a fixat pe această pânză nu se datorează doar căldurii corpului respectiv sudorii. Es gibt auch unter den Wissenschaftlern die Hypothese, dass dieser Mensch wahrscheinlich auf nicht mehr natürliche Weise aus dem Grab herauskam, also Auferstehung. Ja, există o ipoteză și cu o anumită bază susținere științifică, conform căreia acest om care a fost în mormânt a plecat de acolo, a ieșit într-un mod care depășește calea naturală. Wir wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Știm că la Dumnezeu nu există lucruri imposibile. Überlasse nun hiermit das die Grabtuchkopie der Kathedrale in dem tiefen Vertrauen, dass in Zukunft alle mit dieser diesem Dokument der Passion und der Auferstehung Jesu leben lernen und dieses Zeugnis des Neuen Testamentes ihrem Glauben neue Kraft und neue Freude gibt. Nicht nur Ihnen, die hier versammelt sind, sondern allen hier in Jasch und in der Diözese und auch unseren orthodoxen Brüdern und Schwestern. Lass această dovadă a credinței, a creștinismului, cu multă încredere aici la dumneavoastră în catedrală și am convingerea că nu numai cei care sunteți de față, ci alții care vor veni inclusiv cu posibilitatea de a fi în altă parte, de exemplu într-o biserică ortodoxă, să aibă și alții parte de aprofundarea credinței, să aibă și alții parte de bucuria pe care am avut-o acum împreună. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că înaintea în Săptămânii Sfinte am avut un asemenea moment înălțător, un asemenea dar pentru întărirea credinței noastre că Iisus cu adevărat s-a dăruit pentru noi, a suferit și iată dovada care vine de 2000 de ani și prin acest giulgiu. Îi mulțumim lui Dumnezeu și sigur că vrem să păstrăm în amintirea noastră această imagine a lui Iisus jertfit pentru noi. Grație! Schönen Dank, Herr Diakon, für dieses Geschenk für uns. Liebe Familie, danke sehr für Ihre Präsenz, für Ihre Freundschaft, für diese schöne Lesung für uns, für unseren Glauben. Mulțumim așadar familiei și Părintelui Diacon pentru această prezentare și mai ales pentru acest dar. De asemenea, mulțumim și celor care astăzi, în această seară, au voit cu adevărat ca împreună să ne bucurăm de un asemenea dar. Părinții noștri din Iași, la seminar, sigur cu Părintele Rector, cu toți seminariștii, ne bucurăm că au fost și oaspeți mulți în această seară în catedrala noastră. Acest giulgiu va rămâne mereu aici și sigur că ne vom bucura ca să-l vedem și să ne împrospătăm credința. De asemenea, sunt foarte bucuros că înalt preasfințitul Mitropolit Teofan a binevoit să trimită aici un reprezentant, sigur, pe cucernicul Părinte Prorector, Profesor Doctor Gheorghe Popa, care sigur că va relata înalt mitropolitului acest moment și sperăm că această comoară, care este o comoară pentru toți, și catolici și ortodoxi, să facă mereu ca noi să avem o credință vie în iubirea lui Iisus Hristos.
Mulțumim dumneavoastră celor care ați ținut să fiți aici prezenți, sigur, e ora destul de înaintată, dar îl preamărim pe Dumnezeu pentru acest dar. Și le mulțumim celor care, prin intermediul internetului, au avut bucuria să fie cu noi în această seară în catedrală. Mâine îl vom primi pe Iisus venind la noi în Ierusalimul nostru, aici la Iași, cu flori în mână. Și toată săptămâna îl vom urma ca să ne bucurăm cu El la Sfânta Înviere. Și acum ne ridicăm în picioare și, mulțumindu-i lui Dumnezeu, cerând de la Maica Sfântă o ocrotire specială, dorim să ne pregătim astfel și pentru întâmpinarea sărbătorii episcopului nostru martir, care a fost și el oferit pentru noi, cum mai implorăm binecuvântare de la Dumnezeu. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacurată Fecioare Maria și a Sfinților noștri, să vă binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.